Cuvântul care zidește. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Dragi ascultători, printre omiliile despre post ale Sfinților Părinți se numără și cele ale Sfântului Vasile cel Mare. În câteva pagini, Sfântul Vasile surprinde toate aspectele postului și de aceea ne vom îndrepta atenția pentru câteva minute asupra acestor învățături. Rămâneți alături de noi! Istoria postului, dragi ascultători, se întinde până la facerea lumii, deci nu este o invenție recentă și de aceea nu trebuie să-l trecem cu vederea. Sfântul Vasile spunea așa: n-am postit și am fost alungați din rai, să postim dar ca să ne întoarcem în rai. Nu imita neascultarea Evei, nu lua din nou sfătuitor pe șarpe care ne sfătuiește să mâncăm ca să ne cruțăm trupul. Nu-ți găsi scuza în boala trupului sau în slăbiciune. Nu-mi spune mie scuzele, spune-le lui Dumnezeu, care știe totul. Iată, prin aceste cuvinte, Sfântul Vasile cel Mare ne arată că încă din rai postul exista și, mai mult, acest mod de viață reprezenta întreaga lege morală. Deci, istoria postului este foarte veche. Toți sfinții l-au primit ca pe o moștenire strămoșească și l-au păzit transmițându-l din tată în fiu. Așa s-a păstrat acest bun și a ajuns din neam în neam până la noi. Pentru a arăta vechimea postului, Sfântul Vasile cel Mare, în prima sa omilie despre post, ne face cunoscute personaje din Vechiul Testament, care au postit sau care s-au confruntat cu necesitatea postului. Din aceste exemple nu avem decât de învățat, deoarece ele ne demonstrează importanța postului pentru dobândirea mântuirii. Astfel, primul personaj pe care ni-l prezintă Sfântul Vasile este Noe, singurul care s-a învrednicit de aprecierea lui Dumnezeu și căruia i s-a încredințat salvarea neamului omenesc căzut în păcat. Iată ce spunea Sfântul Vasile: în rai nu era vin, nu se tăiau vite și nici carne nu se mânca. După potop a apărut vinul. După potop s-a spus: mâncați de toate. Când n-a mai fost nădejde de desăvârșire, s-a îngăduit ca omul să se înfrupte din toate aceste lucrări. Înainte de potop nu se cunoștea vinul, dovadă că Noe nu știa ce este vinul. Nu se ivise încă vinul în viața oamenilor și nici nu ajunsese obicei băutul vinului. Noe n-a văzut pe un alt om bând vin și nici el nu încercase gustul vinului, așa că, fără să-și dea seama, a fost înșelat de vin. Spune Scriptura că Noe a sădit vie, a băut din rodul ei și s-a îmbătat. Nu pentru că era bețiv, ci pentru că nu știa cât trebuie să bea. Deci, descoperirea băutului de vin este mai nouă decât paradisul, așa că postul este foarte vechi, concluzionează Sfântul Vasile cel Mare. Un alt personaj din Vechiul Testament pe care Sfântul Vasile îl prezintă drept exemplu în omilia sa este Sfântul proroc Moise, care prin post s-a învrednicit să urce pe muntele Sinai și să primească tablele legii. Dar, spre deosebire de Moise, poporul lui Israel nu s-a înfrânat de la plăcerile lumești și au ajuns să se închine la idoli la scurt timp după urcarea lui Moise pe munte. Iată ce spunea Sfântul Vasile cu privire la acest episod din Sfânta Scriptură. Știm că Moise prin post s-a urcat în munte, că n-ar fi îndrăznit să se apropie de vârful muntelui care fumega, nici n-ar fi cutezat să intre în nor dacă n-ar fi fost înarmat cu postul. Prin post a primit poruncile scrise pe plăci de degetul lui Dumnezeu. Sus, pe munte, postul a prilejuit darea legii, iar jos, la poalele lui, lăcomia la mâncare a înnebunit pe oameni să se închine idolilor. Poporul, spune Scriptura, s-a așezat să mănânce și să bea și a început să joace. O singură îmbătare cu vin
a zădărnicit cele 40 de zile de post și de rugăciune ale lui Moise. Plăcile scrise cu degetul lui Dumnezeu pe care le primise postul, pe acelea le-a sfărâmat beția, că profetul n-a socotit cu cale ca un popor beat să primească legile lui Dumnezeu. Și astfel, poporul care învățase să cunoască pe Dumnezeu prin minuni nespus de mari, a alunecat într-o clipită, prin lăcomia la mâncare, la închinarea de idoli. Pune față în față acestea două, postul care apropie de Dumnezeu și desfătarea, care îndepărtează de mântuire. Sfântul Vasile cel Mare n-a putut trece cu vederea și exemplul postirii Sfântului proroc Ilie, care prin această nevoință s-a învrednicit să-L vadă pe Dumnezeu, bineînțeles nu în toată ființa sa, pentru că niciun om nu poate să-L vadă pe Dumnezeu în toată ființa sa, ci atât cât i-a fost cu putință. Postul, spune Sfântul Vasile cel Mare, l-a făcut pe Ilie să vadă priveliște de taină. După ce timp de 40 de zile și-a curățit sufletul prin post, a fost învrednicit să vadă pe Domnul în peștera din muntele Horev, atât cât e cu putință unui om să-l vadă. Prin post a dat înapoi văduvei viu copilul și astfel, prin post, a fost puternic chiar față de moarte. O voce ieșită dintr-o gură care a postit a închis unui popor nelegiuit cerul 3 ani și 6 luni și ca să înmoaie inima neîmblânzită a celor îndărătnici, a preferat să sufere și el ca și aceea. De aceea a și spus, viu este Domnul, nu va fi apă pe pământ decât numai atunci când voi spune eu. Și a făcut Ilie ca prin foamete întreg poporul să postească pentru a îndrepta răutatea oamenilor pricinuită de desfătare și de o viață desfrânată. În concluzie a acestor exemple, Sfântul Vasile cel Mare ne spune că postul naște pe profeți, întărește pe cei puternici. Postul înțelepțește pe legiuitori. Postul este bun talisman al sufletului, tovarăș credincios al trupului, armă pentru luptători, loc de exercițiu pentru atleții credinței. Postul îndepărtează ispitele, postul îndeamnă spre evlavie. Iată că lipsa postului întotdeauna ne-a îndepărtat de Dumnezeu, pe când cei care au postit s-au ridicat până la înălțimea cunoașterii sau a vederii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă în istoria mântuirii așa s-au petrecut lucrurile, cu siguranță că și acum în prezent, postul poate să ne ajute în lupta cu păcatul. Dragi ascultători, trebuie să reflectăm puțin la ceea ce se întâmplă cu noi și cu trupurile noastre în timpul postului. Poate că, meditând asupra acestui aspect, ne-am putea da seama că postul nu este chiar așa de greu de ținut. De multe ori se întâmplă să ducem un post alimentar fără să ne dăm seama. Cu siguranță vi s-a întâmplat să mâncați o mâncare de post într-o zi de dulce pentru că pur și simplu vă plăcea. Deducem de aici că nu trupul este cel care poartă vina neputinței de a posti. Trupul poate să supraviețuiască și fără carne și fără toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră. Acolo se petrec dorințele de a mânca de fruct în zi de post și tot acolo se găsesc și argumentele pentru care am fi îndreptățiți să nu postim. Tot Sfântul Vasile cel Mare în omilii și cuvântări ne explică de ce apare această repulsie față de mâncarea de post. Postul, așezându-se la mijloc și întrerupând necontenita desfătare cu mâncăruri, face să ți se pară mâncarea nespus de plăcută ca ceva nou și necunoscut. Deci dacă voiești să-ți fie masa dorită, primește schimbarea pe care o aduce postul. Dar tu, cuprins de pofta de a mânca numai bunătăți, ai distrus fără să-ți dai seama pofta de mâncare. Din dorința de plăcere ai alungat plăcerea. Da, niciun lucru nu este atât de dorit încât să n-ajungă de disprețuit, dacă te desfătezi necontenit de el. Efectele postului, dragi ascultători, nu se pot simți uneori imediat. În unele cazuri e nevoie de 40 de zile. Alteori, ca în cazul Sfântului proroc Ilie, poate 3 ani și 6 luni sau poate o viață întreagă.
Cert este faptul că postul ne face mai înțelepți și ne poate arăta pregătiți pentru toate ispitele și valurile vieții. Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice și despre acestea ne dă mărturie tot Sfântul Vasile, spunându-ne că în fiecare biserică îngerii înscriu pe cei ce postesc. Ia aminte, ne îndeamnă Sfântul Vasile, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri ce ți-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostași. E mai mică primejdia când un soldat aruncă pavăza și fuge decât atunci când un creștin aruncă postul, care e arma cea tare și puternică. În concluzie, dragi ascultători, meditând asupra exemplelor care s-au petrecut în istoria mântuirii, trebuie să ne însușim cu toată încrederea această virtute a postirii. Chiar dacă se poate întâmpla să fim ispitiți de neputințe, chiar dacă alte impedimente s-ar abătea asupra noastră, totuși nu trebuie să trecem cu vederea ocaziile de a posti. Postul ne împinge spre pocăință și ne canalizează gândurile spre scopul nostru suprem. Să nu deznădăjduim. Prin post și pocăință, mântuirea ne este mai aproape decât credem. Aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit în final să meditați la cuvintele Sfântului Vasile cel Mare. Educarea bine făcută trupului și cumpătarea nu produc dorințe de neînfrânat.